Dacă este vineri, este zi de audiențe la cabinetul parlamentar al deputatului de Giurgiu, Nicolae Florian. Nu de puține ori au fost cazurile în care oamenii ce nu mai aveau nicio speranță în rezolvarea problemelor au găsit sprijin în deputatul Nicolae Florian. Fie că nu au loc de muncă, fie că vin să propună demnitarului amendamente pentru oamenii cu nevoi, giurgiuvenii văd în Nicolae Florian o posibilitate de a găsi soluții la problemele lor. Mama cere 3,5 milioane pe lună. Hai să vedem cum facem să vă sprijinim, să vă ajutăm și pe dumneavoastră, dar... Datoria am foarte multe și nu pot să le dau că aveam un loc de muncă. N-ajungeam să vin la dumneavoastră aici. Da, de nici nu ce aveți. Da. O să discutăm, să vedem cum ce puteți să sprijinim, să sprijinim și noi. Nu pot să sătura. Deputatul de Giurgiu nu a putut rămâne indiferent la nevoile celor care i-au cerut ajutorul. Acesta i-a îndrumat către instituțiile abilitate sau, dacă vreo problemă a fost de competența sa, a promis că îi va sprijini. Ar fi nevoie de un mic amendament pentru noi cei care suntem așa. Adică nu pentru mine. Pentru, da. De persoanele aflate în situația asta. Eu o problemă am întâmpinat-o chiar eu. Mi s-a îmbolnăvit soția. La servici, în niciun caz nu mai poate să plece, fiindcă eu nu pot să fac nimic. Și a trebuit să plătim. Deci, în lege, dacă se poate, eu știu, persoanele care au un bolnav cu handicap accentuat, grav, eu știu, să beneficieze de asigurarea de sănătate gratuit. Da, uite, eu îți propun. Unde locuiești? Pe strada Digului, numărul 22. Aici, în Giurgiu, da? În Giurgiu, da. Bun. O să ne deplasăm noi la tine, sau venim noi ștelul, să facem o petiție, să facem o cerere, o solicitare. Pentru că eu vreau să-ți fur ție din această... Păi țetă. De ce? De ce, domnule? Nu? Poate să vină de oriunde ar fi, dar nu mai să se... Lasă așa. Și atunci, împreună cu adresa noastră de înaintare, o să o înaintăm către inspectoratul, către direcția de muncă și mai departe. O să vedem ce răspuns ne dau, că poate chiar există un cadru legislativ. Nu este pentru prima dată când deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, a oferit sprijinul său oamenilor cu diferite probleme sociale. În fiecare zi de audiențe la ușa parlamentarului bat zeci de giurgiuveni. Cei ce au o problemă care intră în atribuțiunile deputatului de Giurgiu se pot programa pentru audiențe direct la cabinetele parlamentare situate în cartierul Tineretului, respectiv la cel din interiorul Casei de Cultură Ion Vinea.